ai, un noroc și un dor să-l dai. Cât voi fi și voi trăi, la Moldova noi vom reveni. Acesta este mesajul cheie a piesei interpretate de Hela Bojanovski și Daria Ivanenko. Da. Da. Yo no me guía.
Gabriela Ticul, para-pa-pa! Participat astăzi la concurs. Să răsunem muzica și invităm în scenă perechea cu numărul 1, Gabriel Manole și Gabriela Lucian. Rog frumos conducătorii să
scenă. Cine a pregătit perechile? Vă rog frumos să vă apropiați fiecare de perechea dumneavoastră. Muzică. Să aplaudăm conducătorii. Sigur că ne-a fost foarte complicat ca să alegem, deoarece toate echipele s-au prezentat nu bine, dar foarte bine. Dar oricum, ca și în orice concurs, trebuie întotdeauna să alegem câștigătorul, cel mai puternic. Toate că ei toți s-au prezentat foarte bine. Deci, am vrea să anunțăm echipa care a luat locul 3, Bobuleac Ionuț și Cojocaia Diana. Invităm și juriul, rog să le mânați cadourile. Succes în continuare și vă mai așteptăm să participați la acest concurs. Locul 2 a fost atribuit echipei de la Gordinești, Novak Vasile și Bejan Victoria. Foarte bravo! Locul întâi se atribuie echipei de la Rezina, Lucian Gabriela și Manole Gabriel. Se atribuie Curt Tatiana și Bejan Nicolae. Rog să fie primele. Îi felicităm pe toți pentru această participare frumoasă, pentru această ingeniozitate. Și sunt sigură că la anul o să avem mult mai mulți participanți la acest concurs frumos, Ursulețul de Aur. Felicitări la toți copiii care se află aici. Și acum rog frumos toți soliștii să vină în prima linie, dansatorii vă rog frumos să ne susțineți cu un dans frumos pentru cântecul final. Hai, soliștii, vă rugăm. Căsuța lui Gigi, da? Noi încă o dată vă felicităm, stimați copii, stimați părinți, vă dorim sănătate, voie bună și mulți ani. Vă rog să nu plecați, să cântați cu noi. Și toți dansatorii vă rugăm în scenă.
și băieți, hora în bătătură. Ah, de ce n-am 10 vieți să te cânt natură? Ah, de ce n-am 10 vieți să te cânt natură?